Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Minecraft. Și înainte să începem episodul, ca de obicei aș aprecia dacă ți-a apăsat butonul de like să strângem cât mai multe. Astăzi vom juca Skyblock. Din păcate, nu pe același server ca data trecută, pentru că serverul e mort. Nu mai joacă nimeni acolo, în caz că m-aș juca singur. Dar m-am gândit să mai jucăm ceva Skyblock, am văzut că mi-ați și spus în episodul cu Factions. Și am zis, ok, hai să încercăm, poate o să vă mai placă, nu știu, vom vedea. Hai să vedem. Skyblock, jucăm pe un server, ăsta e serverul pe care l-am găsit, nu este foarte, foarte full, dar se joacă ceva lume, deci e ok. Vă invit și pe voi să vă jucați dacă vreți, probabil va fi ca pe celălalt server, cred, nu sunt foarte sigur, vom vedea. Adică... Vă dați seama că serverele diferă între ele, nu știu cum este acesta, dar vom afla imediat. Deci intrăm pe server, dăm frumos pe compas, este un server premium only pentru că știți că joc numai premium only, nici nu știu de ce m-am mai întrebați. Și are prison și skyblock. Woo! Hai să încerc, opa. Bă, de ce lag, boss? Nu înțeleg de ce mă lăguiește prostia asta. Ok. Auto entity clear. Nu ne interesează. Și hai să vedem. Dăm așa, slash is. Bun, slash is, create skyblock, skyblock party. Invitations will appear. Vrem să ne facem o insulă. Ce înseamnă asta? Finish, backspace, shift, A, B, C. Ce? Aha, finish! Skyblock icon. Asta va fi iconița, un cobweb. Skyblock type. Plains, desert, jungle. Pff, habar n-am. What the fuck? Plains. Oh, asta era. Voting, create, treasure key. Ok, are același sistem cu votare. Și vom începe jmecheria. Aha, un semn, melon. Băi, în primul episod, în episodul de astăzi, vom face chestiile basic. Ați văzut că data trecută am început cu insula deja pregătită, deja gata. Din păcate, astăzi nu mai pot să fac același lucru. N-am mai avut timpul necesar. Deci episodul de astăzi este filmat ieri. Ieri n-am avut net 6 ore. Am stat degeaba și când a venit netul, am filmat ce am apucat. Pentru că mi-am pierdut mult timp din zi. Acum, hai să spargem astea. Nici nu mai știu dacă mă credeți. Cum naiba se face un... Deci pui lava aici, pui apa aici și cred că sparg astea două. Nu mai știu. Sunt chiar atât de retarded. God damn it. Hop, se pare că nu funcționează așa. Avem nevoie de bloc dedesubt. Uite că era, lol, what? Stai, de ce aici, aici? Ce-i, mă? Stai să vedem dacă sparg așa. Bom. Și punem lava peste. Perfect, ok, e bine. Mă, lasă-l să fie așa cum e și așa habar n-am să fac un generator de ăsta. Asta probabil, ce ne-a făcut eu, cactusul? Ok, acum. Cam ce aș vrea eu să fac? E întrebarea. Bun, pe prima dată hai să spargem lemn. Deci nu voi face nimic foarte complicat. Totul va fi basic. De la intro, basics. Totul va fi ceva simplistic. Dar este puțin. Slash is. Pot să invit mai mulți membri. Asta e interesant. Vreau să vă spun că este posibil să vă invit și pe voi să jucați cu mine. Acum știu că voi sunteți... Să spun că sunt și câțiva nesimțiți printre voi care v-aș invita pe insulă și ați distruge tot și nu prea... fucking busy. Și nu prea aș avea încredere în voi, dar se pare că va fi nevoie să am încredere în cineva. Adică aș vrea... cuiva care chiar își dorește să poată să joace cu mine pe insulă, știi, să mă ajute să construiesc chestii. Aș vrea să facem asta, așa, ceva nou. Știu că nu mă pot încrede în voi, pentru că am avut o serie de factions și v-am invitat pe mulți și ați început să distrugeți tot, doar ca să faceți troll. Acum eu vă înțeleg că vi se pare amuzant, dar mă rog.
Asta aș vrea să vă invit și pe insulă, dar chestia e că dacă invit pe cineva pe insulă și distruge tot, s-a cam duși mecheria. Însă, na, aș zice să am încredere așa în câțiva. Știu că trebuie să fiți câțiva care, bă, unul, măcar invit unul. Tot construiește și eu am serios, știi? Ok, o să dăm ignore. Ok, nu pot să vorbesc în timpul filmării. Dacă vede că nu-i răspund, la ce naiba mai insistă? Ok, deci avem două sapling-uri, ceea ce destul de jmecheros. Să punem ăla acolo și trebuie să facem un crafting table. Deci, dacă vreți să vă jucați și voi pe server aici și, nu știu, vreți să mă ajutați pe insulă, adică chiar vreți să distrugeți tot, putem rezolva, nu știu, ne întâlnim pe server și dacă pare și voi mai drăguți așa, eu știu, să nu distrugeți tot, probabil o să vă invit pe insulă. Nu știu cum pot să fac asta, nu știu cum invit player, dar vom vedea cât de greu să fie. Și vreau să vă fac aici. Hai să ne facem un târnăcop. Da, târnăcop voiam să-mi fac. Și în sus, pe și va trebui să luăm piatră, nu? Ce v-am să zic? Ați văzut designul insulei pe care l-am făcut data trecută? E bine, acum aș vrea să fac ceva diferit. Aș vrea să fac din lemn. Ce părere aveți? You are living... Cum bă, păi deci? Bă, boss! Nu știu, eu pe insula, unde plec? Aș vrea să... Bă, nu e cel mai bun ăsta, dar... oricum o să iau piatra off camera, aveam doar să-l testez așa. Oare, cred că trebuie un bloc spart de desubt sau... funcționează cât de cât. Piatra mă voi ocupa să iau off camera, voiam doar să-l testez așa puțin. Calmează-te. Deci lemnul vom transforma în lemn simplu. În lemn simplu. Hai să vedem cum să facem treaba asta. Deci, probabil vom înlocui, voi sparge tot dirt-ul și îl voi înlocui cu lemn. Ok, ce ziceți de asta? Ce ziceți de asta? Este și aceasta o opțiune. Adică, da, aș vrea să fac totul cu lemn, știi? Hai să punem așa în colț, la mișto. Pac, pac, pac. Ok. Și cum să facem noi? Nu știu dacă pot să-mi cumpăr. Ia să mă duc la spawn. Wow, ce-i cu toate itemele astea? Receive kit starter. Oh, serios? Bă, ce naiba. Ah, ok, avem... mi-a apărut o notificare. Ok, avem... avem itemele, au dat ei. Aș vrea să mă duc la spawn. Bun, hai să vedem ce e la spawn. Nu știu cum e. Se vând iteme. Galactic Realm, welcome to Skyblock. Da, interesant. Donation and information. Nu vreau să donez. Nu. Asta nu-mi place că ne dă viteză. Recent donors, recent nu mă interesează. Chat rules. Hai să vedem. PvP, crates și info. Aș vrea la info. Chest shop tutorial. Example of chest shop, your ING, ok. Ah, deci, aici vând oamenii chestii, cred, să ne luăm asta de viteză. Had left cobblestone generation. O, serios? What the fuck? Stai, aici ne arată cum să-l facem? Păi nu înțeleg, cineva legătura are asta. Cobblestone generator 2, water on generate, water on lava generates... Doar două. Ok. Când am jucat o trecută pe server, am văzut la unii dintre voi niște generatoare de piatră super șmechere. Bine, nu o să avem nevoie de generatoare de piatră, pentru că aș vrea să fac cu lemn. În dreapta, farming nu mă interesează. Și în față, ce naiba e? What the fuck is this? Nu e nimic aici. Super șmecher. Și unde n-ai băi shop-ul? Unde găsesc iteme de vânzare? E și foame. The bees, how much the person? Ok. Crates. Shop. Aici eram, what the fuck, sunt retardat. Era chiar la... Stai, ce n-ai băi, eu nu înțeleg spawn-ul ăsta. Materiale. Aha, deci de aici pot să cumpe, am înțeles, deci nu vând playerii. Doar aia e, atât. Coming soon. Atât. Fucking atât! Ok, aici ce e?
Oh, there we go. Da, dar n-am bani. Înseamnă că trebuie să vând iteme. Oh, God. Oh, goodness. Ok, deci ăsta e shop-ul. Mă uitam după niște bone meal, dar oricum nu avem bani. Mă gândeam că poate îți dă bani în început, se pare că nu. Ok, deci ăsta e shop-ul. Am înțeles, am înțeles. Ok. Deci, vreau să văd cum mă duc pe insulele altor persoane. Pare că nu poți vizita insula oricum, oricui sau nu știu cum funcționează. Trebuie să am fel de tichet sau ceva gen. Dar trebuie să scrii IW și numele persoanei. Hai să mergem la tipul ăsta acasă. Ok, la insula lui. Nu știu exact cum funcționează, știi? Dar te poți teleporta și pe insulele altora, că voiam să aflu asta neapărat, pentru că îmi place să fim pe insulele voastre, unul dintre voi sunteți foarte creativi și construiți multe șmecherii. Aici e el, își construiește, de fapt își face treaba, you can do, da, mi-a zis, his army, ok. Hai să vedem, mergem și pe insula tipului ăsta. Oh my fucking god, ce n-ai aici? Holy shit. Nu prea-mi plac, adică nu prea-mi plac insulele de genul acesta în care bui cu piatră în niște construcții, îmi place să fie așa mai, mai organizat, cum aveam eu pe insula cealaltă. Dar uite că, na, nu știu dacă pot să, ia, stai să vedem la, stai să vedem, ia, ownerul ăsta are, ia, belea, ăla! Ok. Oh my god! Mor! What? What the fuck? What? Da. Da, ok. Mi-a dat itemele înapoi. Fucking fuck! Oh my god, mi-am pierdut itemele. Bine, n-aveam nimic important, cred. Dar, mă rog, am văzut ce insula are și nu știu ce mai mic construcție asta te omoară când intri dinăuntru. Ok, vreau la spawn. Uite la asta cum moare. Die! Oh my god. Ok, hai înapoi la spawn. Mi se pare că avem și un vote crate sau ceva gen. Mă rog, deci dacă dați slash vote, va apare treaba asta și dacă votezi, uite, primești bani. 2500, deci îți poți cumpăra chestii, cred că o să votez și eu pentru că n-am bani. Cobblestone și Vote Creed Treasure Key. Și dacă ne ducem noi, stai așa, dacă ne ducem noi aici, la crates, unde ne-am dus adineori, ar trebui să găsim aia de votare. Hop, aha, uite acolo, îi arată o poțiune. Ok, și avem Voting Crate, da? Dar eu mi-am pierdut... Stai să vedem, dacă îi zic băiatul ăsta. I lost my vote crate. Click! Și ce am primit? You can't open that here. Ah, what? Ok. Stai puțin, cred că mi-a dat... you have opened crate vote... You have voting crate and received 32 grass blocks. Stai puțin. Pe aici scrie că each vote gives you the following rewards. Ah, da, e diferit. Ah, da, corect, deci trebuie să votezi ca să... Aha, ok. Credeam că asta îți dă și banii și cobblestone-ul. Nu. Aha, am înțeles, ok. Interesant, deci trebuie să votez ca să fac rost de bănuți. Și vom încheia aici episodul, este ceva mai scurt, dar nu prea am ce să fac în episod, pentru că nu cred că vrea nimeni să se uite la mine cum sparg niște dirt. Dar asta este doar pentru că e la început. Probabil în weekend sau când o să mai am eu ceva timp liber, voi continua cu următorul episod. Bine, dacă vă și place, dacă nu vă place, na. Și în weekend poate ne vom întâlni, voi vedea pe cine mai adaug pe insulă și voi începe să construiesc ceva frumos. Eu sunt cam ocupat cu facultatea, adică mă duc la facultate și nu am timp liber foarte mult să joc, știi? Dar în weekend când am ceva timp liber pot să joc cu siguranță. Deci vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!